Orice, nu? Adică... Dem se joc orice. Batman. Where is he? Salut, sunt Crem, reprezint camera 609 și vom răspunde la foarte multe întrebări. Cum a fost primul casting din viața ta? Mi-aduc aminte de o secvență din clasa a patra, când trebuia să joc prințul din Cenușăreasa și eram pe dublu rol cumva cu un coleg. Cumva eu eram favoritul învățătoarei, presupun, adică părea că despre mine ar fi vorba. Doar că eram foarte leneș și nu mă învățam textul și colegul ăsta meu, din câte țin minte, abia aștepta cumva să pic eu prost cumva, să nu iau proba, să nu știu textul, să ceva ca să ia el rolul. Și știu cum am ambiționat cu o seară înainte de a se decide ce și cum să învăț tot, să fiu on point, și asta s-a întâmplat și am luat rolul, presupun. Foarte sârguincios încă de atunci. Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată? Ai crede că e prințul din Cenușăreasa, dar nu. Primul rol a fost la grădiniță, evident, la una din serbări. Dar țin minte că nu eram personajul principal, eram ceva de grup. Personajul principal era soarele și avea foarte mulți oameni de zăpadă în jurul lui. Și era așa un cerc în care soarele era personajul principal și el cu mantia lui solară și strălucitoare trebuia să treacă așa pe lângă fiecare om de zăpadă și oamenii de zăpadă se topeau și nu știu ce. Și știu că în timpul serbării respective, invidios pe faptul că sunt doar omul de zăpadă 17, a trecut pe lângă mine și pe lângă restul și toți s-au topit, mai puțin eu. Am rămas în picioare și educatoarea, știi, răspitorul. Bine, hai, mă topești. Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine, pe ce ai cheltuit și cum te-ai simțit? Psă. Cred că aveam, nu știu, 16-17 ani, era un battle rap în Bacău și eu deja concuram la chestiuni de genul, aveam trupa mea, aveam concert la baluri de boboci, în fine, și s-a făcut un mare battle în Bacău și premiul era 50 de euro sau ceva și știu că l-am câștigat atunci și finala a fost cumva cu un coleg de-al meu din gașca mare și eram, acum ce facem, ne duelăm, e așa, nu știu, în fine, am câștigat, am împărțit banii. Și știu că de banii aia am luat o sticlă de șampanie și m-am dus la un festival de teatru în Bacul ID Fest, la o petrecere, era deja o petrecere, eram, a câștigat battle-ul și felicitări, ce-am luat o sticlă de șampanie pentru toată lumea și am luat, nu știu dacă am mai luat pahare, cred, sau erau deja pe acolo, sau am poștit clasic sticla de șampanie, adică, deci din battle, din muzică și am dat pe șampanie, pe alcool. Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta? Din nou, memoria îmi joacă feste. Sper că ar fi vorba, dacă nu e prima filmare, e printre primele, la o reclamă în care regizorul a fost Cristian Mungiu. Și mi s-a părut foarte tare cum lucrează cu actorii și eram anul întâi student, ceva de genul, eram un grup mai mare, dar știu că aveam un rolișor un pic mai mare în reclama asta și mi s-a părut tare cum am lucrat și faptul că am lucrat cu el la... Chiar dacă era o reclamă, adică n-a mai contat pentru mine și am făcut și niște bani și am lucrat și cu Cristian Mungiu, mi s-a părut tare. Povestește-ne cum s-a întâmplat și cum te-ai simțit prima dată când te-a recunoscut cineva pe stradă. E un sentiment frumos, chiar dacă sunt oameni de diferite facturi, dar țin minte un moment haios după ce am participat la o emisiune care lansa Tinere Talente și așa mai departe. Ajunsesem în finală și undeva prin Gara de Nord plecam spre Bacău și o doamnă de la o cașcarabetă de asta devinde una alta. Zic că ai fost foarte tare, nu știu ce zic, mulțumesc. Te-am urmărit aseară în finală, mulțumesc. A fost foarte tare, mă bucur că v-a plăcut, te-am votat, apreciez, aproape era să câștigi, da, așa e, asta e, dar să știi că mi-am notat rețeta. A, cred că ziceți de cu tot o altă emisiune, cu ceva gătit, cu așa, da. Nu știu, probabil semănam cu un băiat finalist de la cealaltă emisiune, dar a fost tare, cum m-am dus mai acolo. Foarte tare, mi-am notat rețeta, da. Ce, șoa la crem, nu? Așa. Care este prima celebritate pe care ai întâlnit-o în persoană? Nu mai știu, un Bacău, au fost tot felul de vedete, cred, care veneau. Pe Mircea Radu l-am văzut prin Bacău. Și în București, printre primele persoane pe care le-am abordat cât să-mi dea un autograf sau așa, a fost Nicolae Guță, cu care n-am absolut nicio treabă, nici n-ascult, dar mi s-a părut tare că l-am văzut în bancă și îmi scrie și mie așa. Și da, mult noroc, cred, nu știu ce. Mă gândeam că dacă o să mă întrebe, da, ești fan? Ia zi o piesă. Și așa sunt zilele. A, nu, asta e ceva, scuze. În fine, nu m-a întrebat, ceea ce a fost în regulă. Încă am autograful, nu-l vând. Care este prima țară străină pe care ai vizitat-o?
Scoția, am fost în Marea Britanie, n-am văzut Londra, n-am văzut mai multe puncte, dar am văzut Scoția și mai multe orașe de acolo, a fost foarte frumos. Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta, film, teatru sau serial? Emoții de rigoare. Și în perioada când făceam teatru în liceu, era un gen de sentimente, apoi când am crescut și am dat de teatru și după facultate sau în timpul facultății, la diferitele premiere sau așa, a fost un alt tip de emoție și în continuare e. Dar cumva toate au legătură cu acel tip primordial de emoție a Răzvanului mic care cochetează cu teatru și îi place așa de mult și anii trec, mă regăsesc în aceeași postură și mi-aduc aminte de acel băiat care se bucura la fiecare premieră și așa și încă am imaginea aia în minte și pe Răzvan aici, ca să știe de unde vine și încotro se îndreaptă. Prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta, cred că are legătură cu liceul pe care l-am ales, Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu, Bacău, care e top licee din Bacău. Pe vremea aia spunea că e un liceu de tocilar, tocilar în sensul că erau elevi foarte buni cu profesori foarte buni, dar mi se părea că era prea mult pentru mine. Aveam un liceu unde mi se părea că sunt oameni cool, că așa era, un liceu de tocilar, de oameni cool, sau liceu cu băieți de bangata sau ceva. Și am zis, mă duc la liceul cool. Dar am avut o medie mai mare și am zis, nu mă, mă duc la Vrânceanu, normal. Și bine am făcut. Primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândru de tine din punct de vedere profesional. Unul din primele momente în care știu că am avut așa o senzație că am reușit și voa, ce tare, a fost când am jucat în primul spectacol într-un teatru profesionist la Teatrul Odeon. În 2010-2011 eram încă student și am jucat cu foarte mulți colegi într-un spectacol, Graffiti Dreams, și unul din colegi era și domnul profesor Florin Zamfirescu, care ne-a fost și profesorul de an și erau mândri așa să jucăm toți, aproape toți colegii, cel puțin o bună parte dintre ei, vreo 10-11 colegi și cu domn profesor alături și într-un teatru profesionist și plătit pe spectacol, mi s-a părut super tare. Da, Teatrul Odeon și Florin Zamfirescu, mulțumesc. Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima dată în viață? Cel mai recent lucru pe care l-am făcut prima dată a fost acum de Crăciun, să gătesc sarmale. Regrete discrete. Trecem prin niște regrețele. Ce regreți că ai mâncat vreodată? Rahat. Dar încerc să fac asta în ce mai puțin. Și acum 2 ani niște sarmale care nu prea au fost în ordine, așa că am zis, băi, de acum de Crăciun fac eu propriile sarmale și zis și făcut. Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat? Bani. Ce regreți că nu știi să gătești? Orice altceva în afară de sarmale. Ce regreți că ți-ai făcut la păr vreodată? Am încercat și eu să fiu ca Eminem și mi-am vopsit părul sau mi-am dat cu spray sau apă oxigenată, a ieșit o prostie. Dar, na. Na, voiam și eu să fiu Creminem. Ce obiect regret că ai pierdut? Niște cărți importante la un moment dat. Ce regret că ai cumpărat? Am dat comandă acum vreo 2 ani de Crăciun de niște sarmale care nu prea au fost ce trebuie. Aia e. Ce regret că n-ai cumpărat? Regret că n-am cumpărat niște ingrediente acum 2 ani ca să fac sarmale și să nu mai dau bani pe prostiile pe care le-am mâncat atunci. Ce regret că ai stricat spart? Regret că am spart niște bani acum 2 ani pe ceva comandă cu sarmale de Crăciun care n-au fost ce trebuie. Ce regret că ai purtat vreodată? Regret că încă port vina a faptului că am dat comandă de acele sarmale infecte acum 2 ani. Ce regret că ai făcut în școală? Regret că am făcut orele de atelier, educație tehnică, pentru că eram împărțiți băieți și fete și fetele făceau chestii, nu știu, găteau și puteam să mă duc și eu la gătit ca să învăț cum să fac sarmale. Ca 20 de ani mai târziu să nu fiu nevoit să dau comandă, să vin niște mizerii, să le arunc și să zic, învăț eu să gătesc. Sau nu, deja știu, aplic ce am învățat în clasa 5-a. Rubrica numărul 3, fel de fel de, hei, ce crezi că ai fi fost dacă nu erai actor? Nu știu, la un dat am dat la jurnalism, așa ca o plasă de siguranță, deci... Nu știu, atât cred. Ca să nu zic că aș fi fost rapper toată viața, dar who knows. Ce mare personalitate ți-ar plăcea să interpretezi într-un film biopic? Mihai Eminescu, pe direcția Creminescu. Deși am făcut-o cu un sketch la sectorul 7, Straight Outta Ipotești, o reclamă sketch, foarte drăguță de altfel, dar ar merita. Care este crush-ul celebru pe care l-ai avut? Când eram mic, aveam un crush pe Mădălina Manole, Dumnezeu să o ierte. Ce gen de cheltuială te face să te simți vinovat? N-am neapărat cheltuieli extravagante cât să zic, nu pot să cred că dau 4.000 de euro pe
o porție de asta de sarmale când poți să o gătești singur. Așa că nu prea. Haine din când în când mai arare ori, în rest, cărți și CD-uri. Că asta colecționez. Și ascult sau, mă rog, consum neapărat stive, prafuri de cărți și ce bine arată toate. Dar nu le deschid. Așa. Cel mai îndrăznez lucru pe care l-ai făcut vreodată? Am hotărât să fac sarmale singur. Nu știu, cel mai îndrăznez lucru. M-am hotărât să rămân actor, chiar dacă sunt piedici peste piedici. Am rămas tare și am avut încredere și mulțumesc Dumnezeu și toate s-au aliniat așa cum a trebuit. Și... Dar chiar a fost un lucru îndrăzneț să continui să faci ceea ce îți place și să supraviețuiești din asta, mi se pare un act de curaj. Mă rog, trebuie, adică nu prea știam să fac așa. În schimb, dacă învățam să fac sarmale sau să gătesc mai devreme, iată, poate eram un... Da. Cum te resfeți atunci când ai chef să te resfeți? Asta e o întrebare pentru Valentina, soția mea. O să invitați la un moment dat și vă răspunde și la treaba asta. Așa. Care este ultimul film la care ai râs? Visul. Filmul românesc lansat de curând. Am râs foarte tare. Felicitări Silviu Mircescu și Brigada. Care este ultimul film la care ai plâns? Nu știu, Stand By Me mi-a plăcut foarte mult. Emoționat. Dacă ai fi distribuit într-un film cu supereroi, ți-ar plăcea să joci supereroul sau rău făcătorul? Orice, nu? Adică... Putem să joc orice. Batman. Where is he? Mă rog. Dacă ai putea să ieși la cină cu orice personalitate care există sau care a existat, cu cine ai ieși? Pentru că am mai multe întrebări momentan, bine că am găsit și răspunsuri, dar din mai multe motive, cu Iisus Hristos. Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional? Nu știu, sunt multe. Mi-ar plăcea la un moment dat în viața asta să am un rol principal într-un film, într-un lungmetraj. Asta mi-aș dori. Poate cel cu Creminescu. Iată, poate ar fi asta. Dacă nu, fie ce-o fi în castron, mai puțin sarmalele alea. Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție, ce ai lua? Poate tabloul ăla cu Joker de la Vladi din cameră. Mulțumesc că ați urmărit această rubrică În spatele camerei 609 cu mine, Răzvan Alexe sau Crem cu capa. Și ne revedem în fiecare vineri, 20:30, Antena 1. Lasă-mă place camera 609 pentru că nu-l poți refuza pe Vladi. Peace!